Pentru sarmalele de post eu am folosit o varză murată, aproximativ 1 kg de ciuperci, eu am folosit ghebe sau opintici pe care le-am fiert înainte. Însă, de exemplu, dacă folosiți șampinion sau bureț, acestea nu trebuie fierte înainte. După care am folosit 5 cepe mici, 180 de grame de orez, eu am folosit cel cu bob rotund și vi-l recomand și vouă, un ardei, 200 de ml de suc de roșii, 2-3 linguri de pastă de tomate, un morcov mare, iar ca și condimente sare, piper, puțin cimbru uscat și ulei. Să îmi ușurez puțin munca, eu am tocat mărunt toate legumele cu ajutorul unui blender. Dacă aveți un blender în casă, vă recomand să faceți la fel. Am început cu ceapa, după care morcovul și ardeiul, iar la sfârșit am tocat puțin și ciupercile fierte. Când nu aveți un blender sau pur și simplu nu doriți să îl folosiți, ceapa și ardeiul le puteți toca mărunt cu un cuțit, iar morcovul îl puteți răzui. Am tocat puțin și ciupercile pe care înainte le-am fiert, însă nu foarte mult. Eu am fiert ciupercile deoarece am folosit ghebe sau opintici, însă dacă folosiți ciuperci precum șampinion sau bureț, acestea nu trebuie să le fierbeți înainte. Ardeiul este oarecum opțional la această rețetă, eu am în grădina ardei, de aceea l-am folosit, însă dacă nu aveți, îl puteți pur și simplu omite, nu se va întâmpla absolut nimic. După cum ați văzut, am tocat mărunt ceapa, ardeiul, morcovul, iar acum ciupercile, după care vom merge în bucătărie unde vom căli toate legumele. Într-o tigaie vom pune ulei la încins, circa 4-5 linguri de ulei, după care adăugăm ceapa tocată mărunt. Eu am folosit 5 cepe mici care cântăresc în jur de 250 de grame. Am folosit două feluri de ceapă, ceapă albă și ceapă roșie, însă puteți folosi orice fel de ceapă aveți. Lăsăm ceapa la călit 2-3 minute, după care vom adăuga morcovul. Era să uit, împreună cu morcovul adăugăm și ardeiul. Amestecăm bine și le lăsăm la călit câteva minute, circa 5 minute, până când acestea se înmoaie. Cele mai multe ori se adaugă pătrunjel, dar din păcate copiii mei nu iubesc pătrunjelul, de aceea nu îl adaug, însă vi-l recomand deoarece merge foarte bine la această rețetă. După care adăugăm ciupercile, care cred că deja v-am spus de multe ori că sunt fierte, și le lăsăm la foc mediu câteva minute la călit. Eu le-am lăsat la călit circa 7 minute, după care vom adăuga condimente după gust. Are piper, eu nu folosesc piper din cauza copiilor, puțin cimbru uscat și 2-3 linguri de pastă de tomate. Amestecăm bine, după care adăugăm și orezul. Eu folosesc orez cu bob rotund și vă recomand să faceți la fel. Dacă folosiți orez cu bob lung, acesta nu leagă foarte bine compoziția pentru sarmale. Amestecăm bine totul, adăugați puțină apă dacă considerați că este necesar și lăsăm la călit orezul împreună cu legumele la foc mediu pentru circa 5 minute. Frunzura noastră este gata, o lăsăm la răcit, după care vom împacheta sarmalele. Vom lua o frunză de varză, după cum vedeți eu tai frunzele puțin mai mari față de sarmalele normale, cele cu carne, după care vom pune o lingură și jumătate de umplutură și împachetăm. Trebuie să fiți perfecționiști la împachetarea sarmalelor, important este ca acestea să aibă un gust bun și să sigilați capetele, în acest fel umplutura nu va ieși afară. Procedăm așa cu toată cantitatea de umplutură pe care am pregătit-o. Eu cu această cantitate am obținut în jur de 36-38 de sarmale, depinde și cât le faceți de mari. Odată terminate sarmalele de post, într-o oală voi pune la bază puțină varză tocată, peste care vom aranja sarmalele. Tot normal și aici putem adăuga boabe de piper, cimbru uscat, însă din aceleași motive ca și pătrunjelul, eu nu adaug piper acestei rețete. Adăugăm apă și suc de roșii, acoperind foarte bine sarmalele, după care le vom băga la cuptor. Vom adăuga circa 200 de ml de suc de roșii. Peste sarmale eu nu pun niciodată frunze de varză sau varză tocată, însă dacă doriți puteți să adăugați frunze de varză sau varză tocată. Trebuie să fie preîncălzit la 180 de grade și le vom lăsa pentru circa o oră, o oră și 20 de minute sau până când orezul este fiert. Aici avem sarmalele noastre de post care sunt gata. Eu vă recomand cu mare drag această rețetă, sper să o încercați și vreau să-mi scrieți în comentarii dacă și voi țineți postul Crăciunului sau nu.